Salutare! Bine ați venit la Cu ce ne hrănim copiii! Pentru că îmi doresc să fiu cât mai practic și să vă ajut să fiți cât mai rapizi, vom merge direct să vă arăt care este, ce este și cum se prepară rețeta. Da, ați ghicit! Este vorba despre un milkshake cu lapte, 450 de ml, banane, aproximativ 220 de grame, și mix de semințe, 100 de grame. Pentru ca băutura să fie cât mai fină, întâi râșnim separat semințele. Le adăugăm în recipientul mare, adăugăm și bananele și laptele. Mixăm pentru aproximativ un minut. Prima oară când am încercat să fac un milkshake, am folosit lapte, banane și înghețată. Așa spunea o anumită rețetă pe care am găsit-o eu la momentul respectiv. Această băutură era ca un trit, un fel de răsfăț. Ulterior a devenit o necesitate. Fie că plecam la birou și eram în grabă, fie că lucram de acasă și mă trezeam un pic mai târziu și trebuia să mă apuc repede de treabă, aveam nevoie de ceva rapid pentru micul dejun. Așa am ajuns să mă folosesc de acest milkshake și să înlocuiesc înghețata cu ceva mai sănătos și consistent. Mixul de semințe. Făcând acest lucru destul de des în anumite dimineți, a apărut piciul care, evident, s-a implicat în proces. Și mai ales în procesul de consum. Sper că vă place și vouă la fel de mult cât ne place și nouă această rețetă. Până la următoarea revedere, să fiți sănătoși și voioși!